baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how... Nu exagerez absolut deloc spunându-vă că n-au trecut mai mult de 10 minute de când m-a vizitat băiatul de la DPD, livrându-mi ultimele pachete de care aveam nevoie ca să mă pot eu așeza și filma ghidul ăsta de cadouri pentru voi. Este partea a doua din ghidul de cadouri, pentru că prima am postat-o acum câteva zile, vlogmasul cu numărul 3. Pentru cine nu l-a văzut, îl găsește linkuit în descriere sau puteți pur și simplu să răsfăiți voi canalul. Unde am încercat eu să vin cu opțiuni cât mai frumoase, mai utile, mai plăcute, care să se încadreze într-un buget de maxim 100 de lei pentru fiecare recomandare de cadou pe care am inclus-o acolo. Și m-am bucurat nespus că v-a plăcut materialul ăla, vă mulțumesc tare, tare mult pentru reacții și pentru feedback-ul atât de pozitiv și mai ales că ați lăsat și voi în comentarii tot felul de sugestii de cadouri. Iar astăzi, după cum am promis, o să facem partea a doua, unde nu ne vom îndepărta neapărat de bugetul ăsta, pentru că veți vedea, există destule aici care sunt sub 100 de lei, dar avem și o selecție un pic mai așa și pe dincolo, mai specială, mai senzuală, mai senzuală, Corasau, Abrasau. Și aș vrea să pornim cu ele într-o ordine complet aleatorie, pentru toate gusturile, pentru toate bugetele, pentru femei, pentru bărbați, pentru bunici, pentru pisici, de data asta nu, pisici am avut în partea ailaltă, și propun să debutăm cu ceea ce îmbracă măi vacici, măi sora voastră roșie, de altfel am și coculete, am bentiță aici, mă vedeți că sunt bine, dar aș vrea să procedem cu acest rochiță absolut superb. Acest rochiță, într-o culoare superbă, dintr-un material de foarte bună calitate, care se așează super bine pe corpul meu și cred că pe corpul multor femei, vine de la Mohito și îl găsiți la un preț foarte bun, în jur de 219 lei, dacă mi-amintesc eu bine. Bineînțeles că pentru tot ce vă povestesc o să găsiți link-uri în descriere și vă notez și prețul undeva pe ecran ca să fie totul clar stabilit în cazul în care nu mai rețin eu exact despre ce e vorba. Povestea ar fi următoarea, așa am detaliat-o pe Instagram, dar fac datoria și aici pentru cine poate nu urmărește acolo. Vă întrebasem eu în jurul datei de Black Friday dacă a văzut cineva o anumită roche dintr-o altă catifea roșie, de data asta de la Zara. Similară ăsteia doar ca lungime, altceva n-au în comun. Mânecile ăsteia sunt bufante, aia n-are deloc, asta are o fustă croșă, aia altă e balon, deci nu semănau prea mult. Numai că pe mine mă foarte interesa acea roche. Și văzând-o eu pe site la Zara, inițial mi-am zis, bobiță, hai să mă duc în magazin să o probez, să văd cum vine pe mine, poate că e un dezastru total. M-am uitat să văd în care magazine este disponibilă, să nu bat drumul de pomană până acolo, n-apărea pe nicăieri, nicăieri. Până la urmă am zis, hai să-mi o comand de pe site. Doar că, la momentul la care m-am decis eu să plasez comanda, ce să vedeți, era sold out pentru toate măsurile posibile. Și după aia am așteptat câteva zile, zic, na, cum ar trebui să-i facă cineva retur, câtă lume să poartă catifea roșii. Ei bine, foarte multă lume, pentru că n-a revenit niciuna în stoc. Și am zis atunci, hai să pun pe Instagram pe stories, poate au văzut-o fetilii, poate știu gagicile din timp la bani și mă trimit și pe mine. Du-te, fată, la Zara-ul ăla, cu găsește acolo. Nimeni nu știa absolut nimic de roche, nimeni n-a văzut-o în magazine. Voi mi-a zis, prietenă, dacă o vedem, noi o să te anunțăm. Dar ca idee n-a văzut-o nimeni, deci nimeni nu știa absolut nimic. Și mi-am luat gândul, zic că asta este, o să rămân anul ăsta fără catifea roșie, văduvită, va trebui să mă descurc, biata de mine, să sperăm că o să supraviețuiesc. Și la câteva zile distanță eram eu prin mall și am intrat în Mohito, unde am văzut această dudă, care, repet, nu este identică ălea, dar mi se pare chiar mai frumoasă, pentru că are niște elemente absolut fantastice și aș vrea să începem trecând de culoarea superbă, de materialul care este o frumusețe și extrem de plăcut la atingere, dar aș vrea să începem cu aceste mâneci de care fetele mele, fetilii și băieții mei, de care niște mâneci bufante! Personal, sunt un mare fan al mânecilor ăstora, de fapt de asta și face mișto de mine, că am văzut că m-ați întrebat câteva de ce îi zic bufant. Păi de asta, că tot timpul îmi zice că menționez cuvântul ăsta, că bufant, că bufant, că bufant, și până la urmă am decis că este invidios, că el nu poate să poarte mâneci bufante, așa că i-a rămas bufantul. Dar mie îmi plac foarte, foarte mult. Și mi se pare că decolteul în V echilibrează foarte bine volumul ăsta de aici, din partea asta a umerilor, astfel încât alungește și poate fi purtată rochea asta, după părerea mea, și de femeile care au poate un piept, știi? Mai generos, mai voluminos și mai mult acolo. Pe trunchi este ajustată, după care vine fustița din zona taliei. Care fustiță, sau fustiți dacă preferați, este una de tip cloș. Evident, ar fi fost și mai frumoasă, după părerea mea, dacă era mai lungă. Eu una sunt mai degrabă adepta a fustelor și rochiilor midi, mi se par mai elegante, mai cochete și mi se pare mie că merg purtate în mai multe situații. Da, chiar și așa, cu lungimea asta este super ok. Eu am 1,64, ca să vă faceți o idee, și vă arăt aici și poza din cabina de probă ca să o vedeți purtată cu cizme. Exact, cu cizmele alea eram încălțată atunci.
Deci, în cazul în care, nu știu, vă place rochea, dar vă gândiți, bă, e scurtă, nu știu, dacă am eu picioarele neapărat, o variantă ar fi să o purtați cu cizmoace. Sau dacă nu, cu niște ciorapi opaci, ori dacă vreți să mergeți pe full glam, cu sandale, cu pantofi, eu o văd ideală atât pentru ziua de Crăciun, cât și pentru Revelion. Și voi știți că eu în fiecare an am făcut și câte un video în care vă prezentam idei de ținute, cu ce am eu pe aici, pe casă, pe împătătură. Fie că erau pentru Crăciun, pentru Revelion sau le mixam pe amândouă, ori erau vreo de-asta mai festivă sau ceva pur confortabil de desfăcut cadou în ziua de 25 decembrie, am făcut acel material. Dacă vreți să-l fac și anul ăsta, evident că o să vă rog să-mi lăsați în comentarii ca să știu că există interes și dacă nu-l vreți la fel să-mi spuneți ca să nu mă apuc să-l filmez degeaba, dar părerea mea este, în cazul în care n-ajungeți la clipul ăla, părerea mea este că rochia asta se pliază atât pentru ziua de Crăciun cât și pentru ziua de Revelion și este minunată și îmi place de mor. Pentru dragii noștri bufanți sau indivizi, am aici un articol care putea foarte bine să intre și în videoul celălalt, în ghidul de cadouri cu buget sub 100 de lei. Și chiar am verificat astăzi să văd care mai este prețul, pentru că am sesizat că cei de la Notino fluctuează mult cu prețurile la care își vând produsele și am observat cu bucurie chiar că e mai ieftin decât l-am cumpărat eu. Este vorba așadar de o trusă de îngrijire pentru bărbați. Ei zic aici că ar fi o trusă de manicură, dar eu am văzut că are și un pieptene înăuntru și ținând cont că e ăla acolo, nu l-aș încadra neapărat la manicură. Este vorba de un astfel de etui foarte elegant, dintr-o piele neagră artificială unde scrie Notino. Cred că mi-ar fi plăcut mai mult dacă nu scria nimic, dar asta e. Se deschide frumos, este foarte discret, fiind cu negru totul, adică nu e vorba doar de etui, vorbim și de produsele pe care le conține. Forfecuță, unghieră, pensetă, pilă și pieptene, toate într-un negru lucios foarte, foarte elegant. Personal, cred că ar putea funcționa și pentru o doamnă, deci un set de manicură nu trebuie să fie o chestie exclusiv pentru bărbați. Însă, ca idee, ei așa l-au notat pe site acolo ca fiind set de manicură pentru bărbați. Mie mi se pare un cadou pentru orice fel de bărbat, un cadou potrivit. Pentru că, în cazul în care nu-și roade unghiile, o minimă toaletă sigur își face la unghii sau chiar și pieptenul ăla cred că poate funcționa foarte bine pentru domnul nostru. Arată super, super bine, e extrem de elegant și mi se pare potrivit indiferent de relația pe care o aveți cu bufantul sau individul respectiv. Pentru gagicile mele care sunt interesate de machiaj, avem iarăși o poveste lungă de detaliat aici cu fardurile de la Lisa Eldridge, care nu sunt alea, adică acea comandă pa la revedere a dispărut de mult, dar le-am mai comandat odată. Și nu vreau să intru în acel aspect, că vă dați seama, nu s-a rezolvat nimic. Dacă ați urmărit ultimul meu daily vlog dinainte de vlog, mă cunoașteți tot contextul, pe scurt mi s-au furat niște pachete. Și comanda aia era un pic mai mare, acum a doua pe care am plasat-o, nu am mai comandat tot ce fusese acolo, dar am vrut neapărat să încerc fardurile de ochi, proaspăt lansate, de doamna Lisa, pe care eu o, nu știu dacă o ador sau o iubesc neapărat, dar îmi place foarte, foarte mult, mi se pare o gagică foarte mișto. Fardurile le port și momentan la ochi, dacă mă vedeți că sunt așa dată cu un cupru, ceva, un portocaliu delicios, o ceva metalic care, după părerea mea, complimentează foarte frumos ochii deschiși la culoare și care s-au aplicat extrem, extrem de ușor. Am luat așadar aceste două palete, nuanțele fiind Cinnabar, iar celălalt se numește Muse. Aș vrea, înainte de a vă arăta culorile, să ne uităm un pic la ambalaj și să-l apreciem pentru cât este de frumos. Și evident că e mai importantă calitatea produsului, dar pe mine și cred că multe dintre voi sunteți așa, evident că vă atrage și un ambalaj frumos, iar ăsta mi se pare de o eleganță și de un rafinament complet diferit de ce am văzut eu în mod normal. Și mi-amintesc că la momentul la care am văzut pe canalul Lisei videoul de prezentare în care anunța ea că lansează paletele astea, spunea că s-a inspirat pentru designul lor din tabacherele pe care le foloseau doamnele în anii 40-50, tabacherele de țigări, pe vremea aia se fuma angro și în ziua de astăzi se fumează, dar atunci cu atât mai mult. Și văzându-le, zic, băi, cum de nu mi-a picat fisa? Știam că mi-amintesc de ceva, dar nu știam exact de unde să le iau. Oricum ar fi, ambalajele sunt fabuloase, sunt dintr-un fel de metal, dacă auziți chestia asta, se aude la voi acolo, un metal auriu, extrem de bine făcut, sunt solide și îmi place foarte mult și dimensiunea lor, că nu este un palețoi din ăla imens, care are și el utilitatea lui, și știți că v-am arătat chiar în vlogmasul numărul 3, paleta de la Catrice cu faimoasa curelă, am testat-o și pe aia, fabuloasă, îmi place maxim și aia. Dar genul ăsta mi se pare ideal și pentru călătorii. Sau dacă vrei pur și simplu să-l strecori în geantă, știi, să zicem că ești la birou toată ziua și pe seară trebuie să ajungi la o petrecere. Și nu ești machiată la birou pentru petrecerea respectivă, așa încât trebuie să te car după tine cu niște farduri. Poate fi un pic nepractic și incomod să ai atâta palețoiu după tine, când o chestie de genul ăsta cred că poate funcționa mult mai bine pentru o geantă mică sau una care e prea grea și nu vrei să cari chestii în plus. Fardurile propriu-zise, culorile, sunt absolut minunate.
Personal, am ales să merg pe variantele astea două de culori pentru că mi se par cele mai potrivite pentru ochii mei. Adică mai era una senzațională, care cred că e sold out, ceva cu verde și cu albastru. Arăta aia! Absolut divin, era într-un mare fel, numai că mi-am dat seama că între toate culorile eu port de la o vreme și albastru și verde, dar cele pe care le favorizez constant sunt genul ăsta, culorile calde. Arămiu, auriu, cupru, roz, în zona asta, chiar și argintiu câteodată, dar o șampanie lângă ochii mei arată absolut senzațional. Și de asta m-am gândit că e mai bine să-mi iau niște culori pe care știu că le port în mod constant decât să iau unele care arată superb în ambalaj, dar înspre care n-aș întinde mâna atât de mult. Aplicate fie cu pensula sau cu degetul, eu inițial am aplicat cu pensula, după care am venit cu degetul așa, și s-au contopit excelent, s-au topit efectiv, deci nu a fost deloc greu să le amestec, nu sunt prăfoase, n-am avut fallout din ăla să mă trezesc cu ele pe aici. Și plus de asta, ai și oglinda asta frumoasă aici, care contribuie și mai mult la efectul ăla de eleganță și sofisticat. Nu știu, cred că v-ați prins că sunt extrem de încântată de ele. Mi se par superbe. Menținându-ne pe ideea de farduri, vreau să vă arăt poate cel mai ingenios și util articol pe care îl am în acest ghid de cadouri. Dacă în celălalt a fost vorba, după părerea mea, de acel număr pe care îl lași în bordul mașinii la 4,79 lei, ce am aici vine tot sub 100 de lei, deci mergea inclus în ghidul respectiv, și este vorba despre un aparat care îți curăță pensulele de machiaj și ți le și usucă în mai puțin de 30 de secunde. What? Da. Se găsește pe eMAG și mi-a ieșit în cale, tot așa, răsfoind eu pentru ghidul de cadouri, să văd ce să vă recomand anul ăsta. Ăsta este unul dintre articolele pe care le păstrez pentru mine, că mi s-a părut mega wow. Și am fost foarte sceptică la început, gândindu-mă că n-are cum un plastic ordinar de 60 de lei, 60-70 de lei am dat pe el, n-are cum să facă ce zice acolo. Da, tot așa, m-am apucat, am citit review-uri, m-am uitat pe internet să văd țaca-paca ce zice lumea și majoritatea erau foarte pozitive. Haide să încerc, că nici nu o să aflu, până când nu încerc, nu o să aflu, sigur. Așa că am prestat fain frumos o comandă la eMAG cu Genius-ul, de mi-a venit tot așa la Easybox, și în câteva zile aveam dudele ăștia. Prima dată primești borcanul, un borcanel de plastic pe care poți să-l folosești sau nu, poți să ai și altul, dar eu îți recomand să-l folosești pe ăsta, care se umple cam cu două degete, cam așa. Ai niște indicatori pe aici. Ideea este următoarea, dacă tu îl umpli până pe aici, până pe sus, în momentul în care aparatul își va face treaba, adică această minunată sculă de periuță de dinți, în momentul în care aparatul își va face treaba, o să arunce toată apa aia în toate direcțiile și nu vrem asta. Prin urmare, două degete sunt mai mult decât suficiente. Pui acolo un pic de șampon, fie că ai unul special pentru pensule sau, nu știu, un săpun, un șampon de care vrei tu. Ai aici, dacă m-ați văzut cu o chestie neagră în brațe, ai niște suporturi de diferite dimensiuni pentru pensulele tale. Uite, ăsta este unul pentru pensule mai subțirele, ăsta e ditai pensuloiul probabil pentru pudră, medii, mici, mari și așa mai departe, care se vor potrivi. Pentru 80% dintre pensulele mele se potrivesc. Acum, cred că poți oricum, dacă nu e la marele fix, pensula pe care tu vei ajunge să o bagi aici, după care vei conecta la ăsta, dacă nu e la marele fix, poți mai îndeși acolo o hârtiuță, deci soluții sunt, nu trebuie să-ți bați capul cu asta. E, și din momentul în care ai băgat pensula acolo, conectezi căpățâna asta, uite așa, o conectezi la aparat, ai aici un buton, funcționează cu baterii, care, uite, bănuiesc că auziți asta, da? El se învârte, acum constant. Și ceea ce vei face tu, după ce ai băgat și pensula, este că vei introduce, uite așa, fără să atingi perișorii pensulei de fundul borcanului, dar vei băga, uite așa, pensula, îi dai drumul și vei vedea că în 15 secunde, cât se învârte el acolo și crede-mă că se învârte mult, îți va spăla pensula aia de zici că nu e adevărat. După care o ridici puțin și o lași un pic în aer, astfel încât să nu atingi apa de acolo, timp în care o va usca. Deci nu durează mai mult de 30 de secunde pe pensulă, nu știu, zi un minut, poftim, tot mi se pare foarte bine, ținând cont că eu îmi lăsam pensulele la uscat peste noapte, deci practic dacă le spălam azi, știam clar că trebuie să fac în așa fel încât să nu mai am nevoie de ele pe parcursul zilei, că sunt umede și n-am cum să le folosesc. Așa încât asta mi se pare o chestie super deșteaptă, pentru că n-ai ce face, într-un minut ai terminat. Cu una, două pensule, depinde cât de bine le vrei spălate. Și mi s-a părut așa de tare în momentul în care l-am testat și am văzut că am băgat pensula acolo, după cum vedeți și aici, că am vrut să vă arăt, mi s-a părut așa de tare, băgând pensula acolo murdară și văzând pe perișorii ăia vizibil că era maro, era îmbibată de pudră sau ce-i folosit eu acolo, ca după 30 de secunde să o scot perfect curată și uscată, mi s-a părut ceva, wow, nu pot să cred că există așa ceva. Deci pentru mine asta a fost o revoluție totală. Dacă nu sunteți pe partea asta cu machiajul, s-ar putea să vă lase complet rece. Dar pentru fetele care se machiază, credeți-mă că este
nu știu, revoluție cu produsul ăsta. Ultra mega deștept și atât de ieftin, 60-70 de lei cât am dat pe el, mi se pare ultra bun. Și am fost foarte tentată să-l includ în ghidul de cadouri în celălalt, în ăla pentru Secret Santa, dar am zis că după aia nu mai rămâne nimic aici, adică nu o să mai am nimic așa super accesibil, așa că am zis să le împart. Oricum, este cel mai util dintre toate, după părerea mea, și nu pot eu să-l recomand suficient. Sper să țină acum, să nu se ducă naibii, că nu l-am folosit de un catraliar de ori, vă dați seama că săptămâna trecută cred că mi-a sosit și mie, dar sper să țină suficient de mult să nu-i se ardă vreo siguranță sau ceva. Deci super deștept, da, merită din plin. Depășind acum zona de îngrijire personală și de fashion și de bufanți și de indivizi, hai să vă arăt ceva și pentru casă, foarte frumos, ce pare că s-a mai încălzit un pic. Pentru că fac parte din pachetele ce au venit de la DPD și erau sloi, cât or fi stat săracele prin depozit zilele astea când nu s-a lucrat, dar m-am bucurat tare mult să văd că au ajuns întregi, pentru că am comandat destul de multă ceramică. Și știu că v-am arătat în celălalt ghid de cadouri, două căni, ba nu, patru au fost două branduri, a fost Jumbo Jumbo și a fost Pepco, dar ele au fost patru cu totul. Și v-am zis că am un fix cu cănile, îmi plac cănile, colecționez căni, am căni, cât mai multe căni. Și numai bine că am intrat eu de Black Friday pe site-ul celor de la Anthropology. Acest Anthropology, dacă nu sunteți familiarizați cu el, este un... poate cel mai frumos magazin, din câte știu eu, de decorațiuni interioare. Eu vi l-am arătat de multe ori, inclusiv ca să vedeți atmosfera din interior, pentru că noi, din păcate, nu-l avem în România. Este unul dintre site-urile sau magazinele care livrează aici, mie mi-au venit pachetele, cum vă ziceam, dar magazin fizic nu o să găsim decât în străinătate, în principiu în Occident, în state, că de acolo sunt, dar sunt o groază și în UK, sunt o groază și în Franța, Italia, Spania și așa mai departe. Și prin vlogurile de călătorie, mai ales cel puțin în astea de anul curent, dacă v-ați uitat, m-ați auzit zicând vreau la Anthropology sau am fost la Anthropology, iată cu ce m-am întors. În ultimul astfel de clip pe care l-am postat cu ce m-am întors din Mexic și din Anglia, vă arătasem acolo rochia aia superbă, care știu că v-a plăcut și mie, mi-a plăcut enorm, sarafanul, de fapt, ăla din piele artificială, luat din Anthropology, pe care îl iubesc, ăla cu fusta aia cloș, așa, este o superbitate cu totul. Și ori de câte ori am ocazia de a-i vizita, mă duc, pentru că au lucrurile cele mai frumoase din câte am văzut eu vreodată. Și multe dintre ele sunt accesibile. Și de Black Friday primesc mail, că sunt abonată, bineînțeles, la newsletterul lor, primesc mail, draga noastră Andreea, iată că noi astăzi avem reduceri de 30%. Nu e bine, nu da click, că sigur se lasă cu nasoale. Și s-a lăsat, dar nasoale pentru portofelul meu, pentru că am prins o ofertă foarte, foarte bună. Toate produsele sau aproape 90% din produsele de pe site-ul lor aveau reducerea asta și am prestat o comandă mai mare, dintre care aș vrea să vă arăt ce mi se pare mie strict bun de cadou în perioada asta. Și cum am zis, începem cu niște căni superbe, niște articole de ceramică, de fapt, pe care le găsiți linkuite în descriere. Fiind prima dată vorba despre așa ceva, farfurie și cană, pot fi cumpărate separat, adică nu vin la set, eu așa n-am luat, mi-am zis să le am pe amândouă, cu un Moș Crăciun, bănuiesc eu că avem aici, un Moș Crăciun care are bujori în obrăjuri și care vine cu un model ieșit în relief. Acum, dacă puteți voi sesiza acolo, dacă vă uitați așa la mustață, la nas, cred că vă dați seama că sunt puțin ieșite în relief formele moșului și la fel și pe farfurie. Uite, dacă o ținem așa, încerc să nu fac praf. Totuși, dacă o ținem noi, uite așa, și vă pune un focus acolo pe farfurie, vedeți că sunt un pic ieșite în relief? Cam așa. Nu știu dacă sunt pictate manual neapărat, dar modelul arată atât de bine și sunt atât de frumoase, îmi amintesc de cărțile de povești. Aveam eu când eram copil o carte roșie, cred că v-am mai povestit de ea, pe care mi-a cumpărat-o tata, cu 365 de povești de adormit copii și că era câte una de citit în fiecare seară. Și cartea respectivă era ilustrată superb, cu tot felul de desene frumoase. Și când văd modelul ăsta, atât pe cană, cât și pe farfurie, mi-amintesc fix de desenele alea. Mi se pare un set minunat, minunat. Dacă vreți să faceți un cadou mai generos, puteți chiar să luați set de, nu știu, 3-4 câți membri are familia care îi faceți cadou. Dar chiar și așa, chiar și cana, dacă o iei, tot mi se pare un accesoriu absolut superb pentru casă, un model atât de frumos, atât de altfel, pentru că este diferit de cănile pe care le-am văzut eu în comerț la noi. Și slavă Domnului, sunt și aici o groază de modele, dar poate vă doriți ceva ce nu are chiar toată lumea în România, ori pentru voi, ori pentru alții, ori că pur și simplu v-a căzut cu tronc așa ceva. Eu am picat, am leșinat când le-am văzut, gata! Vreau și moși din ăștia, că astfel de moși nu am și cană cu nas categoric nu n-am avut până acum. Minunate! Și pe lângă astea, mai iau, evident, multe alte produse superbe, dar voiam tot așa să vă arăt un set care de fapt nu e set, cu farfurie și cu cană, imprimate cu turnul Eiffel. Mai iau de asemenea cu Londra, unde ai The London's Eye, mai iau cu centru
Aoleu, că am stă pe limbă. Patinoarul ăla superb în New York, unde e bradul uriaș. Puh, să o notez pe aici, că nu vine exact cum îi spune. Deci au câte un set de genul ăsta, cu New York, unul cu Londra, unul cu Paris. Parcă era ceva și cu Tokyo, sper să nu zic vreo prostie. Oricum, eu vreau să vi-l arăt pe ăsta cu Parisul, pentru că știu, vă știu, că multe sunteți pasionate și orașul vostru preferat este Parisul. Franța, în general, vă atrage foarte mult. Și de asta, vin cu el în față, superbitate este, imprimat superb, nu e pictat ăsta neapărat, cred că e pur și simplu un abțipil de o folie pusă acolo, dar arată foarte bine, adică nu e de ăla de se deslipește în vreo formă. Și dacă puteți, voi vedea interiorul. Încerc eu să vă arăt, vedeți ce scrie? Noel a Paris, adică Crăciun la Paris. Toarta este, uite așa, cu auriu și dacă vrei să-ți iei și farfuriuța ca să le ai la set, arată într-un mare fel. Pe mine m-au cucerit total și am zis să mi le iau și este foarte posibil să le am și pe cele cu Londra și cu New York, da? Asta urmează să aflați pe parcursul viitoarelor zile de Vlogmas. Tot aici am găsit ceva superb, una dintre cele mai frumoase eșarfe din câte am văzut eu vreodată, imprimată, cu pisici, mă, fetelor. Cu pisici și cu gagici. Este din mătase, 100%. Dimensiunea n-aș ști să vă spun exact, dar dacă vă uitați voi la linkurile pe care vi le las, o să găsiți acolo toate detaliile. Și are un model cam crăciunist, așa, uite, dacă uiți la soldățelul ăla din mijloc de acolo, la motanul ăla sau ce-o fi el, are acea uniformă militară care îmi place mie foarte mult. Dar mai avem tot felul de balerine, acrobate, clovni, pisicoți îmbrăcați foarte, foarte frumos. Materialul este unul foarte, foarte fin și singurul motiv pentru care vă arăt așa cu dungile astea, adică e necălcată, e că abia mi-a ajuns, adică n-am avut timp să mă ocup de ea, că nu veneam în fața voastră cu dungile. Dar mi s-a părut frumoasă și combinația cromatică, materialul mi se pare absolut delicios, se topește așa la gâtul meu, parcă mă mângâie cumva. Și pot să fac o mulțime de chestii, dimensiunea este ideală să o leg și de geantă, pot să mi-o leg în păr dacă vreau, dacă nu mai îmi convine de bentiță ăsta, știi, pot să o fac așa. Sau pot pur și simplu să mi-o leg cumva la gât, elegant și poate arăta foarte, foarte bine. Știu că sunt multe gagici care poartă eșarfe și de multe ori mi-ați cerut să fac un clip în care să vă arăt modalități de purtare a unei eșarfe. Și în cazul în care le colecționați, cum știu că faceți, că mi-ați scris și mi-ați zis de-a lungul timpului când v-am întrebat de colecții, cred că asta poate fi o idee foarte, foarte bună. O altă idee frumoasă, după părerea mea, de cadou, care s-ar fi potrivit mănușă atât în ghidul anterior cât și în ăsta, o reprezintă această minunată husă de telefon, pe care am găsit-o eu la Sinsay Sinsay și am plătit pe ea 15 lei și ceva, 16 să zic că o fi fost cu tot. Face parte dintr-un fel de trio, adică am văzut că mai au două modele similare, principiul fiind cam același, ai steluțe din astea sau chestii care curg. Haideți, bă. Steluțe din astea care curg, iar undeva pe partea exterioară, cât tu n-ai acces la steluțele alea, sunt imprimate diverse motive speciale sau specifice pentru Crăciun. Și anume, eu am ales varianta cu bețișoare din astea de zahăr și cu niște reni care pare că au genele date cu rimel și fundiță la gât, dar mai aveau încă un model cu omuleț de turtă dulce, parcă, și încă unul cu moși, cu moși Crăciuni. Toate super simpatice și mi-au creat dificultăți când am plasat comanda, că nu știam pe care să o aleg. De fapt, stau și mă gândesc acum dacă am făcut bine, că am luat una singură, pentru că mă aștept să se vândă destul de repede, ținând cont ce preț minunat au. E, mi se pare un cadou ideal, în special pentru domnișoare, pentru, mă rog, doamne, pentru femei. Nu știu dacă aș vedea neapărat un bărbat cu sclipiciuri și cu deasă, deși nu văd nimic în regulă, dar cred că o fată s-ar bucura un pic mai mult la așa ceva. Și mă gândesc dacă nu ați sărit încă pe Secret Santa, dacă sunteți încă în dubii ce să luați, sau pentru voi, dacă vreți să intrați și mai mult în spiritul sărbătorilor, poate că o husă de genul ăsta ar contribui undeva. Și acum să vorbim puțin și despre cutiuțele astea frumoase de lângă mine, care găzduiesc ceva și mai frumos după părerea mea și foarte, foarte special, anume bijuterii, printre care putem să enumerăm și inelul ăsta, care am văzut că v-a stârnit așa curiozitatea și interesul, că am primit câteva întrebări cu privire la el. De unde inelul? De unde inelul? Inelul este de la Swarovski, un brand căruia eu îi dau bani de mulți ani și, dacă mi-amintesc corect, chiar și anul trecut v-am arătat tot așa o bijuterie de la ei, un inel, ăla cu semilună și cu steluță, cu model auriu și care cred eu că este în stoc și anul ăsta. Mi se pare că îl tot aduc în fiecare an, ăla tot apare. Și e unul dintre cele mai frumoase piese, una dintre cele mai frumoase piese pe care am înțeles că v-ați și luat-o. Mi-ați scris câteva dintre voi, așa că v-a plăcut mult de tot și că vi le-ați luat și voi. Ei iau multe bijuterii deosebite și sunt o groază care mă coafează și de principiu mi-aș lua 80% din ce e pe site-ul ăla. Doar că eu în majoritatea cazurilor aștept fie perioadele de reducere, fie să-mi dea vreun cod din ăla, ceea ce vă sfătuie și pe voi. Dacă nu e vreo urgență și nu vă cade ceva cu tronca așa grav de tot, mai bine așteptați reducerile. Ce mi-a plăcut mie foarte mult din ce am văzut în ultimul an, o reprezintă o anumită colecție, nu știu cum se numește, dar e ceva cu star, ceva cu stele, din care face parte și acest inel. Și de asta v-am zis că sunt cutiuțe, pentru că mai am încă unul, n-a rezistat, chiar dacă este un animal de inel. Eu obesc cu totul și sunt prima care să recunoască, nu este cel mai practic dintre inele, dar uitați-vă la el cât este de frumos.
Deci este o bijuterie în sine, o bijuterie așa cum ar trebui ea să fie, în accepțiunea mea și după gusturile mele. V-am mai povestit că eu nu am neapărat pasta cu metalele prețioase, cu pietrele nu știu de care, din partea mea gablonțuri să fie, îmi plac cerceii cu franjuri la fel de mult cum îmi plac și pietrele astea sclipicioase. Și de asemenea țineți cont de cutii, că astea vin deja pregătite, dacă vreți să le mai puneți o fundă, dacă nu, oricum o să vă pupe pentru cine cumpărați astea, că sunt deosebite și nu văd cum să nu-ți placă, cum ar putea să nu-ți placă ceva atât de frumos. Mie mi se par minunate și perfect potrivite pentru iarnă, că sunt stelele astea care pot fi interpretate și ca fulgi. Trecând la capitolul cărți, iată încă una dintre cele ce tocmai au sosit și n-am avut ocazia să o răsfoiesc pe îndelete, dar așa 5 minute cât mi-am luat, m-am uitat prin ea și cred că la noapte o să dormim împreună, practic o să fie pe pernă cu mine, că pare a fi exact ce-mi place mie. Cartea asta așadar, deși are o copertă relativ bănăluță care nu promite mult și văzând-o, dacă nu știți cine e tanti asta, o să vă plictisească total, nu o să rezonați neapărat și nu o să înțelegeți despre ce e vorba. Această tanti, Annie Leibovitz, este unul dintre cei mai faimoși fotografi din câți a văzut planeta asta și din câți a văzut lumea modei. Preferatul meu, dacă vă amintiți, că v-am mai arătat eu niște albume așa de-a lungul timpului, este domnul Tim Walker, care creează niște imagini complet desprinse din basm. Dar, pe lângă domnul Tim Walker, care este fabulos, există și această doamnă, Annie Leibovitz, care este o doamnă mai în vârstă, să zicem, exagerat de talentată. Printre pictorialele mele preferate, din câte au apărut la Vogue și încerc să vă arăt acolo, există multe făcute de ea și uite, dacă vedeți imaginile astea, cred că înțelegeți la ce mă refer și de ce îmi place atât de mult. A fotografiat cam pe toată lumea din lumea asta, de la modele, mă rog, mai puțin cunoscute până la Michelle Obama, Regina Elisabeta, cred că și pe prințesa Diana a fotografiat-o, deci are legături cu toată lumea, toată lumea. Dar nu asta este important, ci mai degrabă talentul doamnei, pentru că imaginile pe care le-a creat de-a lungul timpului, unele dintre ele sunt memorabile, sunt atât de frumoase, este atât de talentată și are un ochi atât de bine format. Iar cartea asta va fi fabuloasă, nu doar pentru cine e pasionat de lumea modei, că nu o să găsiți pe aici ce se poartă sezonul ăsta, ci mai degrabă este indicată pentru cei care iubesc frumosul. Și dacă iubesc și fotografia, cu atât mai bine. Eu am comandat-o de pe Anthropologie, că așa s-a nimerit și având codul ăla de 30% reducere, sărindu-mi în ochi pe site, zic, mamă, acum colecția mea de coffee table books sigur nu se supără dacă vin cu așa ceva. Deci am luat-o. Dar se găsește și pe alte site-uri. Nu trebuie luată neapărat de pe Anthropologie. O să o găsiți pe Amazon 100%. Cred că e posibil să aibă și Elefantul și dacă nu au ei, cred că Books Express ar trebui să o aibă, deși nu sunt sigură că au un depozitul fizic local de aici din România. Probabil că trebuie să o importe și ei de undeva, după care și adaugă acolo un mic adaos pentru deranj, dar oricum se găsește. Deci dacă e cineva interesat, o să vă las link-uri, puteți să dați și voi un search pe Google, însă eu vă zic, merită 100%, numai așa cât m-am uitat până ea 5 minute și eram, ce superbitate și ce fotografii splendide. Tot pe ideea de superbitate și fotografii splendide, mai am una să vă arăt, dar e undeva pe la fund, o să mai durez un pic până ajungem la aia, dar mai era o carte pe care voiam să vă prezint și din păcate nu a ajuns la mine. De data asta nici măcar nu e vina băiatului de la Fan, de la Cargus, de la DPD și așa mai departe, nu e vina niciunui băiat, ei sunt niște drăguți în general, pentru că această carte n-a plecat din depozit și cu părere de rău o spun că e vorba de Antique Ex Libris, o să inserez pe aici niște imagini să vedeți la ce carte mă refer. Carte care mi-a atras atenția de multă vreme și pe care m-am dus eu să o cumpăr direct din magazin. Atunci când pot, prefer să evit tot ce înseamnă curierat, m-am dus, mi-am luat-o, pa la revedere, am luat-o cu banii mei. Și am fost în magazin, bună ziua, bună ziua, n-am găsit-o, aveți cumva cartea asta? Da, o avem, dar e la depozit, trebuie să plasați comandă pe site pentru că noi nu avem în stoc aici în magazin. Și am ajuns acasă, cătrănită, evident, zic, uite-te tu că am bătut drumul degeaba, dar asta e, am plasat comandă. Comanda mea cred că a fost undeva pe 28 noiembrie, n-a ajuns nici până ziua de astăzi, n-a plecat, nu am niciun fel de update de la curier să știu, nu știu, dacă măcar a plecat din depozit, așa încât sunt nevoită, din păcate, să vin cu această recomandare pe care nici nu știu dacă este solidă, pentru că, repet, nu am cartea, dar vă arăt cu imaginile pe care le-am găsit pe internet. Asta urma să facă parte din recomandările mele pentru ghidul de cadouri la un preț foarte bun, 59,99 de lei. Ia așa din imagini și din ce recenzii am găsit pe internet, arată foarte bine, se prezintă foarte bine și înclin să cred că e totuși o carte bună, numai că, din păcate, n-am avut baftă pe capitolul ăsta cu livrarea, deci nu pot să o includ. Dacă va veni pe parcursul vlogmasului ăstuia și sper că am plătit-o în avans, o să vă arăt și o să vă zic, hei, iată că a sosit cartea. Dacă voi o aveți deja, lăsați-mi și mie un comentariu să știu cum e, dacă vă place, dacă vi se pare că merită. Mai departe, propun să continuăm cu un parfumete senzațional, mega mâncabil, pe care ăștia îl declară unisex, deși, nu.
Nici într-un milion de ani aș vedea eu așa ceva purtat de un bărbat, cel puțin de bărbații pe care îi cunosc eu și se învârp în jurul meu așa. Este vorba despre un parfum de la un brand care se numește Kilian, despre care eu nu v-am mai vorbit, pentru că ăsta este primul meu parfum de la ei. Parfumul se numește Rolling in Love. Vine în această sticlă fabuloasă, foarte elegantă, cu detalii aurii metalice și cu ceva striații pe lateral. Mirosul, declarat, cum ziceam, unisex, este, după părerea mea, prea dulce, prea feminin pentru un bărbat. Dar evident că mai ține și de pH-ul domnului și de gusturi și de preferințe personale, deci nu sunt eu în măsură să zic ce se potrivește cui și ce nu. Eu îl văd însă mai degrabă parfum pentru o femeie. Mie mi se pare, în ciuda faptului că notele lui nu listează pe nicăieri ce zic eu, mie mi se pare că miroase a cireșe, cu, este adevărat, lapte de migdale. Undeva printre note pe acolo zice ceva de lapte de migdale, de vanilie, de tabac nu, dar era ceva tonca, vanilie de asta, de tonca, ceva așa, prin partea asta. Oricum este un miros gurmand, ușor pudrat, dar nu genul ăla băbesc. Știți că sunt anumite parfumuri care au așa un miros de, zici că e rămas de acum 70 de ani, o cutie de aia de pudră uitată de la bunica, străbunica de acum 70 de ani, sau care miros efectiv a babet, înțelegeți voi la ce mă refer, fără să jignesc, nu asta este intenția mea. Dar sunt anumite mirosuri de alea bătrânicioase, de nu sunt plăcute nasului nostru. E, ăsta are un miros pudrat, dar este unul dintre cele mai plăcute posibil. Miroase absolut senzațional, persistența nu este mega super wow, dar cred că undeva pe la 6 ore cam așa ține pe pielea mea. Ceea ce mă oftică, pentru că din momentul în care nu-l mai simt, îmi vine iarăși să mai dau câte un puf din ăla, chiar dacă nu ies din casă. Așa de frumos miroase. Și aș fi curioasă de voi dacă l-ați încercat și dacă mai aveți preferate din zona asta de Kilian. Este adevărat, este un parfum scump și în general Kilian este un brand scump pentru că merge în zona de nișă. Dar dacă este să vă ofer o sugestie cât se poate de subiectivă și personală, ăsta este unul dintre parfumurile care mie îmi place de mor, sau care mie îmi plac de mor la momentul actual. Rolling in Love de la Kilian. Superb. Revenind un pic la domnii noștri, avem aici ceva special pentru ei, ce sper să nu interpreteze ca o jignire, că nu este, dar cred că fiecare domn și domnișor ar avea nevoie de un trimmer, adică un aparat care să le taie părul din nas și din urechi și din zone din astea un pic mai greu accesibile și care, vedeți voi, să vină și la un preț extraordinar de bun. Dar bine, asta o știți doar voi, care faceți cadou. Am găsit această socoteală pe Notino, așadar, cu vreo 60 de lei, un trimmer electric care, despre care mi s-a confirmat că funcționează foarte bine și că este ce trebuie. De asta nu l-am scos de aici din țiplă, nu l-am desfăcut, că vreau și eu să-l dau mai departe cuiva cadou. Dacă mă apuc să-l scot, nu o să mai pot face. Deci ăsta este un aparat care funcționează pe bază de baterii și ar trebui să-i ajute să-și taie chestiile de pe aici sau pe la sprâncene, pe unde au ei nevoie. Eu n-am folosit, normal, nu știu cum funcționează, dar cred că poate merge bine și pentru femei la o adică. E un aparat care taie firele de păr mai scurte și la un preț foarte, foarte bun. De la un brand pe care eu îl recomand ca fiind foarte bun. Tot ce am avut de la ei până acum, mai puțin o periuță de dinți am avut cândva, acum niște ani, o periuță de dinți de la Philips, care nu prea mi-a plăcut. Nu ne-am înțeles pentru că s-a stricat la scurt timp după ce am avut-o și după am schimbat-o cu un oral B, iar în prezent sunt cu asta. Ca să fac și legătura. Deci, Philips, 60-70 de lei pe Notino, un cadou foarte bun pentru domn. Periuța de dinți, așadar, știați că o să vină dacă mi-ați urmărit daily vlogurile din toamna asta. Este un model foarte șmecheros de la Oral-B. Oral-B care lansează periodic tot felul de șmecherii din astea pentru spălatul pe dinți și de la care eu tot am de niște ani de zile, cu pauza aia pe care am făcut-o cu Philips-ul, eu am tot avut Oral-B. N-a fost un model așa de deștept până acum ca ăsta. Ăsta e ultimul lansat din ce știu eu. IO10, adică IO10. Exact așa îi spune. Este avion. Rachetă, practic. Ai o aplicație pe telefon care îți permite ție să monitorizezi și să contorizezi tot ce vrei tu. Nu vreau să vă plictisesc cu tehnicalitățile, pentru că oricum le găsiți pe site. Dacă vă interesează, puteți să vă uitați voi acolo la ce și cum. Vă spun doar așa, că vine și cu un etui pe care nu l-am luat după mine acum, dar are un etui foarte elegant, negru așa, dintr-o chestie tare, solidă, ca să funcționeze foarte bine în caz de călătorii. Și vine și cu un încărcător care se conectează, efectiv îl pui așa, pe suportul ăla și el încarcă până dimineața, de fapt nici nu durează. Nu, încarcă mult mai repede, în câteva ore e cu totul și cu totul încărcat. Are un catraliar de moduri, după cum puteți vedea pe butoanele astea pe care apăs eu aici, adică poți să folosești modul intens, poți să folosești modul super sensibil, poți să folosești modul pentru curățarea limbii, poți să folosești modul de daily clean, adică ăla de curățare zilnică, modul de albire. Deci ce vrei tu, dacă vrei le folosești pe toate. Le iei la rând și le folosești pe toate.
De asemenea, ai o mulțime de setări aici. Poți să-ți personalizezi inelul ăsta colorat, poți să-l faci tu în ce culoare vrei, poți să-l pui să te spele, nu știu, 30 de secunde, 60 de secunde, el oricum o să vibreze și o să-ți spună. Practic îți împarte gura în patru cadrane așa și îți zice, pentru fiecare cadran ai 30 de secunde, deci 30, 30, 30, 30 și el o să-ți spună. Când l-a terminat pe primul, o să bâzie, să te atenționeze, să treci la ăsta, după care bâzie și spune să treci la ăsta și așa mai departe. E foarte deșteaptă, dar există evident și un minus, că este un articol scump. Prețul ei e undeva pe la 1500 de lei. Din ce am văzut eu, pe Mag am văzut-o, pe Notino, depinde de unde o cumpărați, dar Mag am văzut că o are cu 1500 de lei. Investiția este adevărat, e majoră. Ăsta este genul de cadou premium pe care îl faci fie dispunând de toate cele, fie când vrei cu adevărat să impresionezi pe cineva, fie mamă, wow. Alta minune pe care voiam să vă arăt, v-am avertizat și n-aveți cum să scăpați, ar fi o lumânare deosebită. De la care brand credeți voi? Bineînțeles, gagicile mele, care mă știți, de la Bath & Body Works, cel mai minunat dintre toate, de unde am ales eu o lumânare care arată așa și care are și capac. Și vine, iată așa, în felul ăsta. Este o lumânare cu trei fitile fitiluri, care miroase doar scuțându-i capacul. Deci vedeți că eu n-am aprins-o încă, dar am experiență, slavă Domnului, cu ele și de atâta timp de când o vorbesc, credeți-mă, sunt foarte, foarte bune. Și care miroase fix a Crăciun, adică miroase a mere din alea coapte, delicioase, și este genul de lumânare care odată aprinsă o să-ți lase mirosul ăla în casă câteva zile. Ba chiar săptămâna trecută aprinsesem o alta, nu era asta, o aprinsesem în casă și mi-a zis cineva care a venit la mine atunci că băi, miroase de păscara blocului, nu știam ce miroase așa de bine, am zis că gătești. Eu, da, clar, eu eram acolo la cuptor, când de fapt era vorba despre o lumânare din asta minunată. Deci lumânările lor sunt fantastice, majoritatea dintre cele pe care le-am avut, știți de câte ori am zis, foarte bune, extraordinare, miros, țin, deci sunt fantastice și puteți să găsiți într-o mulțime de variante, versiuni. Și dacă vreți, pentru persoana căreia îi dăruiți așa ceva, puteți să-i luați și un suport de genul ăsta, care se găsește și la ei pe site și magazinele fizice. Mie mi-a atras atenția ăsta, l-am notat cu câteva luni de zile și am văzut că încă la un stoc. Și uite, poți să ai, uite așa, știi? Un accesoriu din ăsta elegant, pe care încerc să vi-l arăt cu un focus, care să-ți țină ție lumânarea acolo bine mersi. După care poți să le reciclezi, evident, ambalajele poți să le reciclezi. Iarăși la capitolul smacuri, farduri și nebuneli, mai am ceva de la Catrice, ceva ce tot pe Notino am găsit, ceva foarte frumos, la un preț foarte bun, după părerea mea. Am găsit această cutie, care se numește You Are Magic. Cartonul ei nu este grozav, prin urmare aș recomanda, dacă se întâmplă, să îi puneți acolo voi o hârtie de împachetat, o fundă, o ceva. Dar conținutul este wow, de fapt, pentru că ai aici vreo 5 produse, dacă mi-amintesc eu bine, pe care am plătit 100 și ceva de lei, cred că 103 lei, cam așa, notez oricum prețul ca să vedeți voi acolo. Așa ar arăta și dacă vedeți pe capac scrie It's not magic, it's makeup, ceea ce mi s-a părut totuși foarte drăguță. Și înăuntru, ambalată, uite așa în hârtia asta, ai una, două, trei, patru, cinci, șase produse cosmetice de fapt. Și ai odată paleta, mă iertați că fâșii, ai odată paleta asta MOV dintr-o gamă pe care eu deja o folosesc, am cumpărat-o acum câteva luni de zile, doar că este varianta pe verde, cu verde mentă. Foarte bune, îmi plac mult de tot fardurile alea, vi le-am și recomandat, cred, pentru un favorit, ceva de genul. E, ăsta are varianta cu MOV, cu liliachiu, niște nuanțe foarte, foarte frumoase, care, dacă sunt asemenea paletei pe care o am eu, se blenduiesc foarte ușor, sunt pigmentate, nu au fallout și care mie mi-au plăcut tare mult. După care, ai un blush, Blush Box Glowing Multicolor, care arată foarte bine, atât cât îl văd eu din ambalaj. Ai un tuș negru, ai un ruj pe care nu l-am desfăcut, că v-am zis, vreau să fac și eu cadou mai departe și n-am intrat în el, dar nuanța pe care o am eu aici este Plumping, nu știu ce, 150. Pare a fi un roșu din ceea ce văd. Mai ai un rimel, o mascara neagră, chiar dacă ambalajul este albastru, și la fel și în cazul tușului, chiar dacă îl vedeți voi așa cu bleu, să știți că este tuș toată ziua. Și mai ai aici, de asemenea, un gloss care se numește Volumizing Extreme Lip Booster. Toate de la Catrice. Pentru prețul pe care l-au, deci 100 de lei, hai să zicem 100, să fie rotund, la 6 produse, mi se pare că e foarte bine, adică mai puțin de 20 de lei per produs. Și dacă nu știi ce să iei unei femei și știi că e interesată de zona asta, cred că te scoți lejer, pentru că ei aproape o trusă completă. Are ceva și pentru ochi, ba chiar mai multe produse. Are ceva și pentru buze, are ceva și pentru față. Știi, pentru ten, că ai blush-ul ăla acolo, practic tot ce i-ar lipsi ar fi o pudră. În rest are cam de toate. Mi se pare un preț foarte bun, mi se pare că arată bine și cred că s-ar bucura o femeie dacă îi luați o chestie de genul ăsta, dacă e evident interesată de machiaj. Ceva foarte frumos, ce iarăși are o poveste pe Instagram și despre care mi-ați scris și voi în repetate rânduri,
este această bentiță. Această bentiță minunată, care a ajuns într-un final în posesia mea, este una dintre cele mai frumoase din câte am văzut eu vreodată și pe care vă super mega recomand dacă purtați bentițe. Sau dacă destinatarul cadoului vostru sau destinatara știți că este în general în zona asta. Mi-amintește atât de mult de Dolce & Gabbana și nu e, este de la Reserved și costă 100 și ceva de lei, dar știți că mai au codurile alea de 20%, ceea ce înseamnă că puteți să o luați mai ieftin. Cred că e vreo 130 cu totul și dacă o luați cu 20%, mai scădeți acolo, nu știu, 20-30 de lei, ceva de genul. Detaliile sunt fantastic de frumoase și sper eu să țină luni de zile pentru că sunt lipite din ce am văzut aici, nu sunt cusute. Dacă îți pică una de asta, s-a cam terminat cu șmecheria sau, mă rog, încerci să o maschezi cât de cât. Dar așa cum le văd eu, sunt lipite și ce mi-a plăcut foarte mult la ea, trecând de cantitatea de detalii, deci ornamentele astea, perluțe, nu știu, mărgeluțe aurii, mărgeluțe roșii, multe, multe pietre verzi, dar trecând de toată chestia asta, mi-a plăcut materialul, care este un brocart verde cu auriu, ceva absolut delicios și mi-a plăcut și partea asta tare, partea solidă din care este făcută. Pentru că, vă mai povesteam eu, mie nu-mi place să port bentițe de la care mă doare capul. Mi se întâmplă de multe ori cu anumite bentițe să simt presiune aici, după câteva ore și este îngrozitor că te ia durerea de cap cu totul când pățești asta. La genul ăsta de bentiță, stați să dau jos pe frumoasa asta, la genul ăsta de bentiță nu am astfel de probleme și știu că nu este cea mai potrivită alegere pentru outfit-ul meu, dar vreau să o vedeți așa, ca idee. La genul ăsta de bentiță nu am astfel de problemă pentru că are un burete acolo pe interior care o face extrem de confortabilă. Deci nu mă doare nicio formă capul de la ea în momentul în care o port și credeți-mă că am purtat-o pentru mai multe ore tocmai ca să văd cum se comportă. Este senzațională, deci este o bijuterie cu totul, chiar dacă ei i-a depus pe cap, e un accesoriu pentru cap, dar eu o văd ca fiind o bijuterie. E, și vă zic că a fost o poveste cu bentița asta, pentru că tot așa nu o găseam pe site. Și v-am întrebat pe Insta, fetelii, a văzut cineva asta, că nu dau de ea. Au avut ăștia de la Reserved, întâi de toate, un palton frumos în același material, brocartul ăla verde superb, și o pereche de pantaloni. Și erau set. Și din fericire pe alea le-am prins. În momentul în care le-am văzut, am sărit pe ele că sunt senzaționale și o să vi le arăt în vlog, mă, da, sunt superbe. Dar era și bentița la set, numai că bentița nu mai era în stoc. Pa, de atunci am tot căutat, am dat refresh vreo săptămână. Și v-am întrebat și pe voi, când am văzut că nu revine, băi, oare cineva, nu știu, s-a văzut-o cineva, de unde pot să iau și o bentița asta, să am setul cu tot. Și după aia, la câteva zile, a revenit în stoc și mi-a trimis o groază de mesaje în care îmi spunea, sari, că a apărut bentița. Și exact asta am făcut, la momentul ăla am comandat-o, a ajuns, superbă este pentru orice fashionistă sau gagică preocupată așa de înfățișare, modă și alte alea, cu siguranță o să-i placă, este o bijuterie și n-am văzut de multă vreme una așa de frumos lucrată și la un preț așa bun. În continuare, poate credeți că m-am potolit cu Harry Potter, dar nu, bineînțeles că nu, n-aveți cu cine, asta sunt, voiam să vă arăt o altă baghetă magică, v-am arătat deja una în celălalt, Vlogmas, cu idei de cadouri, o altă baghetă magică, numai că de data asta una care rupe și pe partea de ambalaj. Adică una care n-are nevoie de artificii și arată bine pe de-a întregul. Vă ziceam eu la cealaltă, bagheta lui Fleur de la Coeur, că ea era foarte mișto, bagheta în sine. Dar ambalajul, în primul rând, că a venit deșirat, urțel, lipicios, deci nu. Ambalajul nu mi-a plăcut foarte mult. Și dacă poți să faci abstracție de chestia aia, te pupă mama pa la revedere, nu trebuie să-ți bați capul. Dar dacă vreți una care să arate bine cu ambalaj cu tot, uită-te tu cât de bine arată asta. Deci zici că este cutie din aia luată din Ollivanders, care era magazinul de unde toți vrăjitorii își cumpărau bagheta magică. În copilărie, mă rog, înainte să ducă ei la Hogwarts. Arată senzațional, se simte calitatea pe ea și e categoric ceva de colecție, ce păstrezi exact așa cum este. Și asta, vă zic, rămâne categoric la mine. Este așadar cu negru și cu auriu. În momentul în care o desfacem, parcă simt așa cum se aude deodată, cum era în scena aia din Harry Potter. Și când dăm la o parte acest minunat voal negru, poc, ne cade de acolo un cartonaș, care de data asta este cu Dumbledore, pentru că ceea ce am eu aici este bagheta lui Dumbledore. În funcție de bagheta pe care o alegi, vei primi cartonaș cu personajul căruia îi aparține bagheta respectivă. Tot așa aveau cu Hermione, cu Harry, cu Ron, cu Luna, toată lumea avea câte o baghetă. Cea pe care am ales-o eu, și anume asta lui Albus Dumbledore, uită-te tu la ea, cât este de frumoasă, ce minuțios e lucrată, câte detalii și credeți-mă cât de solidă este. Vă spuneam la cealaltă că mă așteptam să fie un plastic ordinar, să se îndoie și să arate ca naiba. Și am fost foarte bucuroasă văzând-o pe aia cât de bine se prezintă și să știți că este și cazul ăsta, chiar dacă e brand diferit și asta e un pic mai scumpă, dar tot până în 100 de lei, cred că pe undeva pe la 70, cam așa, deci se încadrează. E, și asta arată tare bine, este solidă, e făcută dintr-un material suficient de dur cât să nu se îndoie, știi, dacă îi fac așa, nu se îndoie absolut deloc. Și uită-te la ea cât este de frumoasă. Deci,
Pentru oricine e pasionat de Harry Potter, că sunteți voi sau că e o persoană dragă din anturajul vostru, cu siguranță va aprecia o chestie de genul ăsta, dacă este cu adevărat un Potterhead. Mai departe, mai departe, revenind iarăși la domnii noștri dragi, avem pentru ei, din nou, un set pentru bărbălău sau pentru mustăți. Și este vorba despre un set de la un brand numit Captain Fawcett Limited, care conține ceară pentru mustață și un pieptănaș din ăla drăguț cu care să-și așeze ei barbișonul, mustața, sprâncenele dacă e cazul și așa mai departe. Ce mi-a plăcut mie întâi de toate la povestea asta este ambalajul, pentru că arată foarte bine, e foarte elegant, mi-a plăcut sigiliul pe care am fost eu într-adevăr nevoită să-l rup ca să vă arăt interiorul, mi-a plăcut fontul cu care e scris totul și mai ales mi-a plăcut interiorul, adică prezentarea mi se pare foarte, foarte bună. În interior ai așa ceva, un fel de hartă dacă vrei tu, care servește ca suport pentru produsele efective. Iar produsele efective ar însemna cutiuța asta de ceară, metalică, cutiuță metalică, nu ceara e metalică, plus un pieptene pe care ei îl pot folosi ca să-și așeze, cum ziceam, mustățile sau ce mai iau ei acolo. Se simte ca fiind o calitate foarte bună. Doar uitându-mă la ele așa și apoi pipăindu-le în mână, mi se pare că au greutatea aia specifică produselor de foarte bună calitate. Nu e o regulă, dar eu așa am observat. Cu cât cântărește mai mult obiectul, cu atât denotă mai multă calitate. Și mai ai de asemenea aici o cartolină, unde, mă rog, îi se explică domnului cum să facă, să nu-și taie nasul, să-și rașcheteze mustața exact așa cum trebuie. Tot pe partea de îngrijire și notino legate așa cumva, voiam să vă arăt ceva ce m-am prins eu târziu, dar cred că v-am arătat și anul trecut. Sper să nu zic vreo prostie, poate știți voi mai bine ca mine că v-am zis, eu nu mă uit la videourile mele decât dacă e să caut ceva expres. Dar am cumpărat anul ăsta un set de pensule pe care eu deja l-am. De la Real Techniques, care sunt foarte bune și l-am cumpărat ca să-l dau cadou mai departe. Fiind vorba despre următoarele. Ai o dată asta mare, care poate fi folosită pentru pudră, să zicem. Ai o pensulă un pic mai micuță, din aia stufoasă, pentru blending, dacă vrei, pentru ochi oricum. Asta, l-altă la fel, pentru blush. Astea două, de fapt, poți să le folosești pentru blush, pentru pudră. Asta poți să o folosești pentru fondul de ten. Eu chiar îmi aplic fondul de ten cu una din astea și dacă nu, o aplic pentru blush și merge super, super bine. Deci utilizări pot fi multiple, depinde cum vrea fiecare. Dar părerea mea este că toate astea patru, combinate și cu un burețel din ăla de aplicare a machiajului, a fondului de ten, fac casă foarte, foarte bună și la prețul pe care l-au, 100 de lei costă cu totul. 5 produse pentru 100 de lei vine cam 20 pe bucată și mi se pare un preț tare bun. Mie îmi plac mult de tot produsele Real Techniques, în special pe partea asta de pensule de aplicare a machiajului și tot ce am avut până acum de la ei arată bine, încă le am, nu le-au curs firișoarele de păr și mi se par tare bune, vă dați seama, din moment ce am cumpărat același lucru ca să-l dau cuiva, e clar că e ce trebuie. Și sunt curioasă dacă le-ați încercat, dacă folosiți produse Real Techniques. Dacă nu, poate le dați o șansă pentru voi sau pentru altcineva. Eu zic că raportul calitate-preț e foarte bun și primești mult. Pentru 100 de lei primești chiar suficient. Într-o cutie de genul ăsta legată frumos cu o punglicuță acolo, cu, nu știu, un ambalaj sau o punguță din aia de cadou, poate fi ideal. Acum, pe ultima 100 de metri mai am o singură socoteală de beauty și încă o carte frumoasă pe care vreau să vă arăt, tot un album de modă, pe sufletul nostru de coffee table, bucăliste, ce suntem. Dar până acolo, Foreo, clasicul Foreo, care cred eu și vă încurajez întotdeauna să-l cumpărați la reduceri, nu la preț întreg. Pentru că întotdeauna intră la reduceri și pentru că este un produs bun, dar care fiind costisitor, recomandarea mea ar fi să așteptați, să-l prindeți cu ceva. Ăsta este Luna 4, cel pe care l-am eu, care funcționează și ca dispozitiv de masaj pe partea asta din spate, unde are niște striații mai multe, mai mari, mai dese, și ca dispozitiv de curățare pe partea astălaltă. Sunt sigură că le-ați văzut pe peste tot în online-ul ăsta și eu am, le-am pe toate, chiar ăsta e Luna 4, dar am și 3 și 2 și mini și de toate, toate. Și sunt bune, eu mă spăl cu ele aproape zilnic. Pentru mine sunt ok. Știu că sunt oameni cărora nu li se potrivește, cărora li se pare nejustificată suma, perfect ok, nu trebuie să fim de acord, dar eu vă zic în ce mă privește că, știindu-mă, că mă cam spăl pe față. Și știind, să zicem, pe cineva care este pasionat de partea asta de skincare și își dorește un astfel de cadou, mă gândesc că ar fi ceva special. Mai ales dacă îl prindeți cu vreo reducere. Au avut acum de Black Friday. Nu știu ce o să mai aibă la momentul actual, dar pentru mine sunt produse care pot fi folosite zilnic sau, mă rog, aproape zilnic și care cred eu că merită, mai ales dacă le prindeți cu o reducere ceva. Atâta zic, deci nu insist foarte mult pe ele ca să nu fie discuții. Și ultimul nostru cadou. Chiar sper că nu mi-a scăpat ceva. Am vrut eu să mai includ o treabă, dar nici pe aia n-am reușit să o prind. O să apară la Oriflame un produs din ăla de... îți bagi picioarele în el. Foarte elegant spus. Un fel de prăjiturică, din aia de o bagi în priză și se încălzește, știi? Și îți bagi picioarele în ea și ți le încălzește. Cred că o să fie fabuloasă povestea aia, să vedem dacă reușesc să pun mâinile pe ea, că fiind zilele astea libere ultimele în România, n-a funcționat nimic și n-am avut ce să mișc.
așa încât nu am acel ghiogheoș, dar dacă reușesc să-l prind, o să-l vedeți, cum ziceam în vlogmasul ăsta. Și ca să încheiem apoteotic, mai am un cărțuloi pentru voi. Iubește, mami. Tot senzațional. Un cărțuloi ce cred că a apărut în daily vloguri și pe care tot așa îl recomand. Oricui este pasionat de modă, de fashioneală și oricui iubește ce înseamnă Dior, Christian Dior, casa asta de modă. Asta face parte dintr-o colecție mai mare. Eu nu am decât acest volum și l-am cumpărat special pentru că este dedicat designerului meu preferat de la Dior și anume domnul John Galliano. Știți, desigur, există pe canal un clip în care v-am povestit despre Dior, istoria casei de mod. Și vă ziceam eu acolo și am mai menționat de multe ori că au fost mulți oameni care s-au plimbat pe la cârma acestei case de mod, dar din punctul meu de vedere, cel care a reprezentat cel mai bine brandul, după Christian Dior însuși, evident, cel care a reprezentat cel mai bine brandul, cel care s-a potrivit cel mai bine, cel care a înțeles cel mai bine care este esența brandului, a fost acest domn John Galliano. Din păcate, niște evenimente nefericite l-au îndepărtat pe el de la casa de modă, în fine, a tot avut niște probleme de atunci, nu e asta important. Dar cartea asta acoperă activitatea sa la Dior. Deci e vorba de niște ani cât timp el a fost designer acolo, iar cartea documentează foarte bine toată povestea asta, cu imagini superbisime, evident imprimate pe hârtie de cea mai bună calitate, lucioase, colorate, exact așa cum ar trebui să fie, cu informație, o groază, cu o sumedenie de pagini, că nici nu știu să vă zic, dar cu siguranță este greu de ridicat, cred că sunt mai bine de 500 de pagini, sau măcar 400, care vor face deliciul oricărui iubitor de frumos. Deci fotografia este senzațională și să nu vrei să citești, cum am zis și mai devreme, nu te interesează deloc literile. Băi, doar purtându-ți ochii așa printre astea și tot îți curge o băluță în colțul gurii, pentru că este senzațional. Este una dintre cele mai frumoase coffee table books din câte am eu în colecția mea și știți că mai am așa una alta. Dacă vă uitați aici pe lateral, vedeți că ar fi jumătăți din niște litere, scrie D. Practic, dacă ții tu toată colecția de albume de astea, că sunt dedicate celorlalți designeri, și le pui așa una peste cealaltă, se formează un turnuleț pe care o să scrie ție Dior. Eu cum nu l-am decât pe ăsta, de asta arată așa. Dar dacă vreți să fiți extra, extra, extra și vă dau și bani afară din casă, puteți să le luați pe toate. Știți ce să cadorisiți pe destinatar cu toată colecția? Leșină, eu aș pica, evident, dacă aș găsi chestiile astea. Din ce mi-amintesc eu, la momentul la care mi-am cumpărat asta cu câteva luni, nu era încă la noi, că abia a apărut, anul ăsta a apărut. Eu am luat-o de pe Net-a-Porter, tot așa, prindeți o reducere, ceva, pac, atacați. Dar sigur, sigur e pe Amazon. Și dacă lucrurile funcționează așa cum știu eu, ar trebui să aducă și Books Express și probabil că e deja pe Elefant, nu știu exact, cert este că se găsește și puteți să comandați și voi, dacă vă place. Și cu asta am isprăvit întregul ghid de cadouri pe 2022. Ăsta a fost așadar finalul acestei serii. Mă rog, noi ne mai vedem în Vlogmas, dar am terminat cu cadourile, deci cam astea au fost, doar în cazul în care îmi vine și mie comanda de la Antiquex Libri sau mai găsesc ceva interesant între timp, ce vă pot recomanda, ce vă pot arăta și ce m-aș gândi eu așa că v-ar ajuta, v-ar plăcea și așa mai departe. Evident, cum v-am întrebat și în celălalt ghid de cadouri, o să vă rog să-mi spuneți care idee v-a plăcut cel mai mult de aici și pe care îl preferați, dacă pe ăsta, dacă pe celălalt, dacă pe amândouă, că eu nu mă supăr dacă vă plac materialele mele în general. Cu speranța că acest clip nu s-a filmat plin de purici, pentru că lumina s-a schimbat de un triliard de ori de când sunt aici și s-a întunecat grav de tot, sper că v-a plăcut, mulțumesc tare, tare mult că ați petrecut și minutele astea alături de mine și în general că sunteți și dacă ies corect calculele mele, cred că acest video intră chiar de Moș Nicolae, care sper că a sosit la voi și dacă sunteți Nicolae, Nicolete, Nicol sau altele în zona asta, la mulți ani să trăiască! Vă pupă, mama, ne vedem data viitoare de la ora 7. Pa! Baby, this year is just gonna be you and me. Hang by the fire and chill.